Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă prezint un material interesant despre sanctuarele de la Stonehenge și Sarmisegetuza. Acestea au multe lucruri în comun. În primul rând, sunt construite după aceleași planuri. Haideți să aflăm mai multe informații oferite de blogul Desecretizări. Există în lume construcții aproape identice, în ciuda distanței geografice uriașe care le separă. Deși sunt situate în alte continente, iar constructorii lor au aparținut unor popoare cu culturi complet diferite, multe monumente antice prezintă similitudini de construcție și întrebuințare. Misterele lor rămase nedescifrate incită oamenii de știință în încercarea de a descoperi cum de a fost posibilă o asemenea stranie coincidență. De exemplu, sanctuarele de la Stonehenge și amfiteatrul de la Sarmisegetuza înglobează date astronomice de mare precizie. Deși între ele sunt mii de kilometri, cele două construcții nu se deosebesc decât prin faptul că megaliții din Anglia au avut parte de mai multă celebritate decât pietrele dacice din munții Orăștiei. Dacii erau astronomi pricepuți, la fel și celții din nordul Angliei. La Sarmisegetuza a existat un calendar dacic, poate nu la fel de impunător ca cel de la Stonehenge, dar incredibil de precis. Precizia lui demonstrează, în egală măsură, cunoștințe deosebite de matematică, astronomie și, în special, geometrie. Ei au făcut măsurători pe stele, utilizând coordonate orare și nu coordonate orizontale, aproape de nivelul mării, așa cum procedau, de exemplu, egiptenii. Strămoșii noștri au conceput Sarmisegetuza ca pe un centru vital, destinat unei rezistențe totale. Au îmbinat perfect construcțiile civile cu cele militare. Au construit drumuri, sisteme de alimentare cu apă și de drenare a zonei. Marelui Imperiu Roman, care se întindea pe trei continente, i-au trebuit 5 ani ca să treacă de sălbaticii din Carpați. O civilizație unică, veche de 10.000 de ani. Numiți de către Mircea Eliade marii anonimi ai istoriei, tracii constituiau neamul cel mai numeros după inzi, potrivit lui Herodot. Cercetătorul român Nicolae Popa, după mulți ani de studii, a ajuns la concluzia că monumentele de la Stonehenge se regăsesc în structura Marelui Sanctuar de la Sarmisegetuza. Plecând de la o constatare vizuală, Nicolae Popa a observat că planurile lor de construcție sunt extraordinar de asemănătoare. El a descompus aliniamentele celor două monumente și a constatat că cercurile interioare ale acestora sunt similare sub aspectul organizărilor. Axul care secționează vatra de foc împarte cercul exterior de stâlpi în două jumătăți egale. Podcoavele, atât la Stonehenge cât și la Sarmisegetuza, prezintă un număr identic de poziții, 21. Atât sanctuarul de la Stonehenge cât și cel de la Sarmisegetuza au servit la măsurarea timpului și la îndeplinirea ritualurilor religioase. Culturile celților și ale tracilor aveau un izvor comun. Druizii nu erau de acord ca poporul să știe să scrie și să citească, pentru că nu voiau ca doctrina lor să se răspândească printre oamenii de rând, iar tinerii să-și antreneze memoria. De la daci nu a rămas nimic scris. Atât la daci cât și la celți exista interdicția de a scrie procedeele magice, deoarece, odată scrise, acestea își pierdeau puterea. O altă asemănare între cele două popoare este dată de credința în nemurirea sufletului și anularea fricii de moarte. Hubert a făcut o apropiere între druidism și confreriile trace, descriind importanța deosebită a marelui preot și știința sacră de tip inițiatic, elemente comune celor două civilizații. Faptul că celții au preluat de la daci diverse procedee magice este confirmat de Origene,
unul dintre părinții bisericii creștine. Tracul Zamolxis învățase pe druizi, printre altele, și divinația prin fise și numere, potrivit lui Origene. Istoricul Vasile Pârvan afirmă că celții au trăit o perioadă în regiunile occidentale ale Daciei. Celții au pătruns în Transilvania în jurul anului 350 înainte de Hristos. În această zonă s-au găsit 80 de necropole și morminte celtice, iar în Oltenia există 40 de puncte arheologice celtice și ale scordiștilor, celți amestecați cu traci. Acestea confirmă conviețuirea pașnică a dacilor și celților pe parcursul a două secole, după care celții au fost asimilați. Păstrau craniile adversarilor uciși sau le foloseau drept cupe din care beau la ospețe. Aduceau zeilor ofrande umane, prin înnecare, spânzurare și prin arderea de viu. Femeile se bucurau de o mare libertate, existentă și la daci, fiind considerate egale bărbaților. Erau și femei războinice, care luptau, conform obiceiului celt, în pielea goală. În Bucegi s-a păstrat un foarte vechi cuvânt, din vremea când, pe la noi, erau celți. E numirea jepi pentru acel fel de conifere târătoare ce cresc la înălțimi la care bradul drept nu mai poate face față furtunilor, spune Sextil Pușcariu. Cercetătorii au stabilit că între cele două sanctuare există 16 aspecte comune din care se detașează ca importanță cel puțin 5. 1. Cadrane solare orizontale având același diametru, de respectiv 30 de metri. 2. Rotonde din piatră cu potcoavă la mijloc, orientată solstițial, prin axa lungă a elipsei din care face parte. 3. Potcoavă determinată de același număr, 34, de repere verticale. Fapt remarcat în 1982, și de astronomul Maurice Chatelain, cercetător NASA. 4. Descoperirea unei unități comune de măsură de 7,7 metri sau 1,925 de metri, adică a patra parte a primei, respectiv valoarea stânjenului, la români oficializată de prințul Șerban Cantacuzino. Și 5. Triunghiuri cu relații pitagoreice, ale căror laturi marchează importante direcții astronomice. Calendarul dacic este mai precis. Oricine face câteva calcule pe baza sanctuarelor va vedea cât de exacte și originale sunt aceste calendare. Pe lângă faptul că dacii au realizat unul din cele mai exacte calendare ale antichității, acesta are o proprietate unică. Anul începe cu prima zi a unei săptămâni și se termină în ultima zi a alteia. Sensul de parcurgere este ales cel trigonometric, iar anul tropic are 365,2421 de zile. Din acest punct de vedere, construcția de la Stonehenge este o copie nereușită, probabil datorată estompării în timp a acurateții cunoștințelor originale cu care au plecat celții din spațiul carpato-danubian. Ansamblul megalitic de la Stonehenge, situat în câmpia Salisbury, la circa 130 de kilometri de Londra, reprezintă unul dintre cele mai misterioase locuri preistorice din lume. Nimeni nu știe exact cum au ajuns pietrele acolo și nici la ce au folosit. Recent s-a descoperit o fortificație circulară și un inel ciudat de gropi umplute. La fel de misterios este și felul cum a fost construit. Pentru localnicii din Neolitic, ar fi fost mai normal să folosească la construcție lemnul, care se găsea din abundență, decât piatra, un material rar pe plan local. Configurația sanctuarului de la Stonehenge, respectiv trei cercuri concentrice cu o potcoavă în mijloc, denotă faptul că era un observator astronomic sofisticat, întocmit cum au avut și alte civilizații antice. Fostul templu druid,
era un fel de computer neolitic, înălțat într-un punct de intersecție a curenților telurici. În anii 60, astronomul Gerald Hawkins a avansat ipoteza că seria de gropi era un fel de calculator destinat prezicerilor de lună. El a observat că datele eclipselor pot fi prezise dacă 6 din pietre sunt așezate într-un mod anume pe 6 dintre aceste gropi și apoi mișcate în jurul cercului în câte o groapă pe an. Într-unul din aliniamentele astronomice de la Stonehenge, într-o anume zi de vară, soarele răsare aproximativ deasupra pietrei numite Hillstone. Stând în centru, este greu să vezi mai mult decât niște mici fragmente ale peisajului înconjurător. Cum își îndeplinea atunci Stonehenge rolul de observator al soarelui și stelelor? Momentul precis și poziția unui răsărit de soare depind de locul în care stai și chiar de modul cum îți ții capul. Doar când soarele apare peste Hillstone, axa luminii pătrunde printre pietre. La Stonehenge sunt 81 de bolovani, fiecare cu o greutate de 50 de tone din granit dur, desprinși din stânca aflată la 35 de kilometri de Stonehenge, la Marlborough. 30 din acești bolovani au fost ridicați vertical, ceilalți fiind prelucrați în formă de planșee de piatră. Azi au mai rămas în picioare doar jumătate din pietrele originale și imaginea locului este foarte diferită de cea de la început. În 1954, arheologul Atkinson, împreună cu studenții săi, a reușit să transporte cu mare trudă un bolovan de numai 6 tone, cu mijloace rudimentare. Experimentul a durat câteva luni. Tinerii entuziaști nu și-au mai încercat puterile și cu blocurile de 50 de tone. Cercetătorii se întreabă cum de li s-a permis celor mai puternici bărbați ai tribului să se consacre ridicării megaliților, lăsând vânătoarea și celelalte munci pe umerii bătrânilor și femeilor. Soarele de andezit de la Sarmizegetusa, cu un diametru de 7,1 metri, are în centru un disc de 1,5 metri în diametru. Săgeata încrustată este orientată către nord. Aici se aduceau ofrandele. Acoperișul lipsea la daci pentru a nu ascunde soarele. Cultul soarelui este prezent și la Stonehenge. Destinația principală a celebrului sanctuar celtic este mai puțin legată de observarea cerului, dar mai mult cu îngroparea morților. Construcția centrală a fost o capelă funerară. Între 2700 și 2200 înainte de Hristos au fost săpate cele 56 de gropi într-un cerc din interiorul fortificației. Multe dintre ele conțin rămășițe umane. Micul sanctuar rotund de la Sarmizegetusa este alcătuit din 114 piese, 13 lespezi și 101 stâlpi. Un stâlp reprezintă o zi, o lespede este egal cu o săptămână. Numărătoarea poate începe de lângă oricare lespede. Un an se atinge prin 3 rotații complete și 8 săptămâni. Se marchează anul scurs pe lespedea la care s-a ajuns. Se începe noul an de la stâlpul următor. Se efectuează un ciclu de 13 ani până se marchează toate lespezile. În acest interval, anul dacic rămâne în urmă cu o zi față de anul tropic și se aplică corecția de o zi. Din cauza celor două săptămâni de 6 și 7 zile, durata anilor fluctuează dând următoarea succesiune. 364, 366, 365, 366, 365, 364, 366, 365, 364, 367 de zile. Vara are 21 de săptămâni, toamna 13 săptămâni, iar iarna tot 13. Primăvara lipsește. Marele sanctuar rotund este structurat pe 3 cercuri concentrice. Cercul exterior este alcătuit din 104 lespezi, care formează un cerc perfect închis.
Lipit de primul, al doilea cerc este format din 210 piese, 180 de stâlpi despărțiți în 30 de grupuri de câte 6. Al treilea cerc, la o distanță considerabilă de primele două, este format din 68 de stâlpi aranjați în grupuri despărțiți de lespezi în următoarea ordine: 17 stâlpi, 4 lespezi, 18 stâlpi, 3 lespezi, 16 stâlpi, 4 lespezi, 17 stâlpi, 4 lespezi. Se spune că civilizația din nordul Dunării este cu mult mai veche decât cea a Egiptului antic. Există teorii care susțin că piramidele au fost construite de experți din regiunea munților noștri, luând ca model formele piramidale din Ciahlău, muntele sfânt al dacilor. În urma analizelor de laborator, s-a constatat că aurul din comorile piramidelor egiptene era extras din munții Apuseni. Mai sunt și alte coincidențe. În munții Vrancei există o zonă numită Valea Serapusului. Cuvântul Serapus este inexistent în limba română, dar e curent în limba egipteană. Istoricul Ion Țicleanu susține că muntele Toaca, cu o altitudine de 1900 de metri din Ciahlău, are formă piramidală cu baza absolut pătrată. Latura este de 296 de metri, înălțimea de 107 metri, iar panta dinspre partea de nord este de 52 de grade, înclinație identică cu cea a piramidei lui Cheops. Raportul dintre laturile bazei și înălțime are aceleași valori. Toaca are o vechime de cel puțin 10.000 de ani, pe când piramida lui Cheops este datată de 2.500 de ani înainte de Hristos. Capitala regatului dac, Sarmizegetuza, construită la mijlocul secolului I înainte de Hristos, cuprindea în perimetrul său cetatea, zona sacră și așezarea civilă. Zidurile cetății Sarmizegetuza Regia au fost ridicate în tehnica Murus Dacicus. După cucerire, romanii au reamenajat cetatea, mărindu-i suprafața, fără a respecta însă traseul zidurilor dacice sau tehnica de construcție a acestora. Așezarea civilă, formată din cartierele de est și de vest, se întindea pe câteva zeci de terase, constituind cel mai amplu complex de locuire dacică. Aici se aflau grupuri de locuințe, ateliere meșteșugărești, depozite, hambare, instalații de captare și distribuire a apei potabile. Într-una din aceste locuințe a fost descoperit celebrul vas ceramic cu ștampila Decebalus per Scorilo. Romanii au cantonat temporar în cetate o garnizoană formată din detașamente ale legiunii a IV-a Flavia Felix. Prieteni, mă opresc aici, nu înainte de a vă mulțumi că ați fost alături de mine și astăzi. Dacă v-a plăcut materialul, nu uitați să dați like și share. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!